Misterele Istoriei Românilor, episodul 6. Un luptător pentru cauza creștină. Radu Șerban Un material de George Hodorogea. Descendentul lui Neagoe Basarab. Radu Șerban a fost domnul țării românești în mai multe perioade, în anul 1601. Apoi, între iulie 1602 și decembrie 1610, și între mai și septembrie 1611. Fiind un descendent al lui Neagoe Basarab, a ajuns mare dregător în timpul domniei lui Mihai Viteazul. După urcarea sa pe tron, a fost un continuator al politicii de independență a țării românești dusă de Mihai Viteazul. Având de luptat cu mari greutăți înăuntrul și în afara țării, a reușit să le facă față cu succes în cei aproape 10 ani de domnie. În tot acest timp s-a remarcat printr-o deosebită abilitate politică și pricepere militară, dovedindu-se a fi unul dintre voievozii de seamă ai țărilor române. Radu Șerban se trăgea pe linie maternă din vechea familie boierească a Craioveștilor. Unele surse istorice afirmă că era nepot lui Neagoe Basarab, care ar fi avut pe lângă Teodosie încă un fiu numit Șerban. A ajuns mare dregător în timpul domniei lui Mihai Viteazul, avându-și principala reședință la moșia sa din satul Coiani, azi Mironești, județul Giurgiu, pe malul Argeșului, la sud de București. Pe aproape întregul parcurs al domniei lui Mihai Viteazul, Radu Șerban a deținut dregătoria de Mare Paharnic. Urcarea pe tronul țării românești, primele lupte după moartea năpraznică a lui Mihai Viteazul și scurta domnie a moldoveanului Simion Movilă, Radu Șerban a ajuns pe tronul țării românești în octombrie 1601, cu sprijinul marilor boieri Preda, Stroe și Radu Buzescu, cărora le era unchi după mamă și care, bucurându-se de o mare autoritate politică și militară, i-au sprijinit în mod constant domnia. Primul an de domnie a fost unul foarte dificil, Radu Șerban având de luptat mai întâi cu fostul domn Simion Movilă, până când acesta, fiind părăsit de oștile polone trimise de Ian Zamoischi, marele cancelar al coroanei, a fost nevoit să se retragă în Moldova. Radu Șerban a luptat apoi cu Radu Mihnea, pretendentul la tron sprijinit de turci. Priceput comandant de oști, Radu Șerban a continuat politica lui Mihai Viteazul de eliberarea țării de sub turci și de apropiere de Imperiul Habsburgic. A purtat lupte cu turcii, tătarii, și cu principii maghiari din Transilvania, Moise Zecheli și Gabriel Batori, care erau sprijiniți de poarta otomană. Luptele cu tătarii, moartea lui Stroie Buzescu În toamna anului 1602, Simion Movilă a făcut o nouă încercare de a redobândi tronul țării românești. În acest scop, el s-a adresat tătarilor din Hanatul Crimei, prietenii mai răi decât cel mai rău dușman, așa cum spunea Nicolae Iorga, promițându-le că le va îngădui jaful liber în țară dacă îl vor ajuta să ocupe tronul muntean. La 13 septembrie, Simion Movilă, împreună cu cei 40.000 de tătari, sub comanda hanului Gazi Ghirai, Moldovenii trimiși de fratele său, Ieremia Movilă, și circa 300 de cazaci au intrat în țara românească. Oastea lui Radu Șerban era mult mai mică, însumând circa 8.000-10.000 de pedestrași și 6.000 de călăreți, cărora li s-au adăugat ulterior 1.000 de călăreți trimiși din Transilvania de către generalul habsburgic Giorgio Basta. Având în vedere superioritatea numerică a invadatorilor, Radu Șerban a adoptat o tactică defensivă. Bătălia hotărâtoare s-a dat la Teișani, pe valea râului Teleajen, pe 23 și 24 septembrie 1602. Toate atacurile tătarilor împotriva taberei întărite cu șanțuri și palisade a românilor au eșuat. În final, după ce suferiseră mari pierderi, tătarii au fost nevoiți să se retragă spre Silistra, unde au trecut Dunărea. În timpul bătăliei de la Teișani, s-a întâmplat un fapt memorabil ginerele hanului Gazi Ghirai, a ieșit în fața liniilor tătare, chemând la o luptă individuală pe căpeteniile oștirii muntene. Provocarea a fost acceptată de către Stroe Buzescu, cel care, după o luptă crâncenă, l-a învins pe tătar, decapitându-l în fața ochilor îngroziți ai hanului și în entuziasmul oștii române. Din nefericire, și Istroe Buzescu fusese rănit grav și a murit câteva zile mai târziu, pe 2 octombrie. Lupte în Transilvania împotriva ungurilor. În vara anului 1603, Radu Șerban a intervenit în Transilvania împotriva coaliției magnaților maghiari, conduși de Moise Zecheli. Care încercau să-i alunge pe Habsburgi din Ardeal. Motivul principal al acestei intervenții a fost nu atât alianța pe care o încheiase cu Imperiul Habsburgic, cât conștientizarea faptului că nu se putea admite, ca în timp ce la sud de Carpați se ducea o luptă antiotomană, în Transilvania să se instaureze puterea filoturcă a lui Moise Zecheli și a nobililor maghiari care îl sprijineau. Radu Șerban nu putea admite prinderea țării românești într-un clește de către Imperiul Otoman de la sud de Dunăre și un ardeal supus acestora. Avangarda oștilor române, sub comanda căpeteniilor Gheorghe Raț și Vasile Mârza, a trecut munții pe Valea Teleajenului și și-a așezat tabăra în apropierea Brașovului, cetatea să sească ce rămăsese fidelă Habsburgilor, mai întâi la Feldioara, apoi la Râșnov, în așteptarea forțelor principale. Voievodul, cu grosul oștilor, a trecut Carpații prin pasul Rucăr-Bran, făcând joncțiunea cu avangarda condusă de Gheorghe Raț. Moise Zecheli a sosit și el cu oastea lui, de 4.000 de unguri, 2.000 de tătari, și 25 de tunuri ușoare în apropierea Brașovului, dar considerând că nu avea șanse de reușită pentru o bătălie în câmp deschis, a adoptat o tactică defensivă, întărindu-se lângă Râjnov, într-o tabără înconjurată cu care legate între ele. Lupta decisivă s-a dat în dimineața zilei de 17 iulie. Istoricii o numesc Prima Bătălie de la Brașov, 1603, atacul românilor reușind să străpungă apărarea maghiarilor și să-i pună pe fugă. Cavaleria lui Radu Șerban i-a urmat pe fugari, făcând prăpăd în rândurile acestora. Însuși Moise Zecheli a fost ucis în timp ce încerca să scape cu fuga. Generalul imperial Giorgio Basta, care se afla tocmai la Satu Mare, s-a temut că Radu Șerban va lua în stăpânire întreaga Transilvanie, la fel ca Mihai Viteazul, dar voievodul român s-a mulțumit doar cu această victorie prin care și-a asigurat flancul nordic și s-a retras în țara românească. Un fel de pace cu turcii, mutarea capitalei. Au urmat câțiva ani de pace și relativă liniște pentru țară. Cu granița nordică asigurată și cu pericolul invaziilor tătarilor respins, Radu Șerban a reușit să stabilească un modus vivendi cu turcii. Care aveau alte probleme politice și militare la acea dată, asigurând astfel și granița sudică a țării românești. După ce și-a consolidat domnia, Radu Șerban a preferat Târgoviște ca cetate de scaun pentru a fi mai ferit de o eventuală invazie turcească, dar nu a neglijat nici Bucureștiul, unde a construit podul Șerban-Vodă și a amenajat heleșteul Șerban Vodă, aflat astăzi în parcul Carol I. Fapt remarcabil pentru acea epocă, voievodul a căutat să sprijine dezvoltarea economică a țării prin luarea unor măsuri pentru stingerea datoriilor dintre particulari și a despăgubirilor pentru prădăciuni și furturi și jafuri. O confirmare a acestor măsuri găsindu-se într-un hrisov, emis de către Matei Basarab la 12 iunie 1636. Din nou lupte cu ungurii lui Gabriel Batori În anul 1610 au început să apară semne neliniștitoare că noul principe al Transilvaniei, Gabriel Batori, intenționează să treacă la acțiuni agresive împotriva vecinilor săi de peste Carpați, Moldova și țara românească. Radu Șerban încheiase între timp relații de prietenie cu noul domn al Moldovei, Constantin Movilă. La 20 decembrie 1610, mercenarii lui Gabriel Batori după ce au prădat timp de cinci zile țara Bârsei, au trecut peste Carpații în zăpeziți și au intrat prin surprindere în țara românească, Radu Șerban fiind nevoit să părăsească Târgoviștea și să se refugieze în Moldova, la prietenul său Constantin Movilă. Timp de trei luni, oștile lui Gabriel Batori au jefuit crunt țara românească, Inclusiv bisericile și mănăstirile au avut de suferit, fiind prădate de sfintele odoare și de acoperișurile de plumb topite pentru turnarea gloanțelor, iar mormintele profanate. Între timp, Radu Șerban se străduia să își adune oști în tabăra sa de la Roman și a reînnoit tratatul de alianță cu Imperiul Habsburgic. La începutul lunii iunie 1611, a revenit în țara românească și a adunat în jurul său și oastea țării, boierii și boiernașii, fiind însetați de răzbunare contra lui Gabor Gabriel Batori, pentru multele răutăți ce făcuse țării românești, cum scria un cronicar al vremii. În iulie, Radu Șerban și oastea lui au trecut carpații, surprinzându-l pe Gabriel Batori în tabăra de la Prejmer, aproape de Brașov, unde acesta se întărise cu principalele lui forțe. Gabriel Batori a încercat să se retragă spre Brașov, dar Radu Șerban, deși avea trupele obosite după istovitorul marș peste munți, nu l-a lăsat ci l-a atacat pe 9 iulie pe câmpia dintre Brașov și satul Sânt Petru. Aici a avut loc lupta numită de istorici a doua bătălie de la Brașov, 1611. Românii și călăreții cu irasieri polonezi, angajați ca mercenarii de către Radu Șerban, au zdrobit oastea transilvăneană, Gabriel Batori scăpând cu fuga de pe câmpul de bătălie intervin otomanii. Imperiul otoman nu putea însă admite alungarea protejatului său, Gabriel Batori, de pe tronul Transilvaniei. O oaste turcească numeroasă, întărită și cu o hoardă tătărească, a invadat țara românească. Radu Șerban a revenit din Transilvania, dar a fost nevoit să se retragă spre Moldova, urmărit de turci și de tătari. oastea care îi mai rămăsese a fost atacată de urmăritori într-o pădure din apropierea Bacăului la 30 septembrie 1611 Radu Șerban s-a retras în frânt la Suceava de unde și-a luat familia și a pornit pe drumul pribegiei spre Viena Pribegia și sfârșitul Radu Șerban a încercat să obțină sprijin militar de la Imperiul Habsburgic pentru a reveni pe tronul Țării Românești, dar nu a obținut decât promisiuni și vorbe frumoase. Curtea de la Viena nu voia să riște un război cu Turcia, ceea ce însemna în fond abandonarea cauzei lui Radu Șerban. Radu Șerban nu a mai apucat să-și revadă țara s-a stins la Viena în martie 1620, la vârsta de aproape 60 de ani, și sfârșitul i-a fost grăbit, după mărturia nepotului său, stolnicul Constantin Cantacuzino, de o gravă și lungă boală de podagră, urmarea vieții de oștean. Ca un omagiu adus luptătorului pentru cauza creștinătății, împăratul Ferdinand al II-lea, a hotărât înmormântarea sa în Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, privilegiu rezervat familiei imperiale. Urmașii nu l-au uitat, iar mormântul său nu a fost acoperit de pulberea anonimatului. Pica sa încuță, căsătorită cu Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, a adus mai târziu în pământul țării rămășițele tatălui și pe cele ale soțului ei. Osemintele lui Radu Șerban și ale lui Nicolae pătrașcu au fost așezate într-un mormânt comun la mănăstirea Comana, inscripția de pe mormântul lor amintind că au luptat amândoi tare și vârtos pentru lege și pentru moșie cu păgânii turci și tătari. ați vizionat un documentar realizat după un material scris de George Hodorogea.